De data aceasta vreau să vă propun romanul Numele Trandafirului. Este un roman a scriitorului italian Umberto Eco. Este o povestire istorică, dar și o anchetă pentru găsirea criminalului având loc într-o mănăstire italiană în anul 1327. Cartea evidențiază tensiunile care există în creștinism în epoca medievală. Eco este un deschizător de drumuri al teoriei privind reacția cititorului și al ideii de text deschis. Adesea, el se concentrează asupra rolului pe care îl joacă cititorul în a crea însemnătatea și experiența unei opere literare. El combină aceste elemente cu altele de semiotică care studiază semnele, crearea și interpretarea simbolurilor. Lectura romanului este captivantă prin acțiunea ei în care binele și rău se confruntă mânați de o convingere identică și anume că faptele lor sunt în serviciul umanității și în același timp invită cititorul la o meditație asupra alegerii pe care omul trebuie să o facă în drumurile pe care le are de urmat. Prin logica simplă a lucrurilor, cititorul s-ar aștepta ca finalitatea să apară din contradicția prezentată. Cartea însă oferă mult mai mult. Este o frescă a feudalismului, dar și o critică a societății umane care este pusă să se confrunte cu propria forță de destrugere a valorilor. Numele Trandafirului este un roman postmodern, o carte îngerabilă și într-adevăr de succes, o carte care vă îndemn să o citiți.